Bună ziua! Astăzi vom pregăti biscuiți bebelușești din mixuri de făină. Pentru biscuiții mei folosesc 100 de grame de făină de ovăz, 60 de grame făină integrală, 30 de grame făină de amarant. Aici am 3 lingurițe cu vârf, pudră de carob, zeama de la o portocală, îmi cer scuze. Și aici am 2 linguri de ulei de cocos extra virgin presat la rece, uleiul l-am topit și o banană. Ca și condiment voi folosi scorțișoară. Da. Pentru început, în acest bol, voi mărunți banana cu furculița. Cu furculița! O iubesc banana! Da, știu, mami. Iubesc banana, doamnelor! Numai puțin, lasă-mă să o mărunțesc asta și pe urmă punem făinurile și te-o amesteci, bine? Da, oricum amestec făinurile. Da. Făina asta, făina asta și făina asta. Da. Făină foarte tare, Flop. Am să amestec foarte tare. Uite așa. Așa. Acum tu amestec acolo. Voi adăuga sucul de portocală. La mine? Da, încet, 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 că de pe margini iese, știi? Un pic mai greu. Uleiul de cocos. Uleiul? Încet, mă ajute să apă foarte mult de taie. Da, numai puțin să-mi dai mie, te rog. Să mai... Hai, biscuiți, Flop. Face miscuri și aici am bucătărie. Iubesc bucătăria. Bravo! Când crește, faci bucătar? Da. Bine. Nu mă fac bucătar. Bucătar, eu mă fac iaul mai. Așa, poftim, poți să faci în continuare. Voi adăuga și carobul. Încet, încet, încet. Biscuiți, Flo. Vezi? Cu caiob. Fărâșim caiob. Caiobul e făina mea. Făina de amarant. Mai pune încă una. Mai pun încă una. Făina integrală. Și încă salată. Imediat, mama. Numai puțin. După aia, salată o să adau eu. Da. O amestec eu singur, iama. Imediat. Fiindcă eu sunt mai mare. Da. Dacă eu făină, noi facem... Făina să o adăugați treptat, numai puțin, mami, te rog că nu e nevoie de toată. Să o adăugați treptat, deoarece depinde foarte mult câtă zeamă de portocală aveți, depinde de mărimea bananelor, e posibil să nu fie nevoie de toată. Și acum dau cu un pic din făina de ovăz. Uite ce am adus! Da! Linguriță pentru mine! Să iau aia! Da! Mulțumesc! Drag! Am să o pun pe toată! Încă nu, încă nu, te rog! Să mă lași un pic să amestec și îți spun eu, da? Da! O să iau cu lingurița acum așa, o să-mi pui ea preferată! Da, o să-mi pui o lingură acum de făină, mulțumesc! Mă ajut pe Amaflop. Da. Fiecare cu linguriță mea. De ce ți-ai făcut acolo? Eu? Da. Pune, te rog. Mulțumesc. Ai pun cuptorul la Ama. Între timp am pornit cuptorul la... L-am setat la 180 de grade, încălzire de sus și de jos. Aceasta va fi și temperatura la care voi pregăti biscuiții. V-ați avut? Poftim? V-ați avut? E bine, e bine. Ai, ai.
Voi adăuga acum scorțișoara, așa, din ochi, o linguriță aproximativ de scorțișoară. Din ochi? Da. Din ochi? Da. Care e ochi? Ochii mei. Ce mai aduci, mama, de acolo? Da, nu, nu, aici nu e nevoie de lingură din aia mare, mama, nici nu încape. Folosesc această tavă pe care am tapetat-o cu hârtie de cop și am să iau cu lingura și am să încerc să modelez niște forme de biscuiți. Unde, mama? Cu astea. Le pun în supă. Dar pe supăr care vine, fac azi un body de boadboana. Mi-o să un pic. Acum îi înțep pe alocuri cu o furculiță și urmează să îi dau la cuptor. Pentru 20-30 de minute. Revin cu ei la final. Așa arată biscuiții, sunt foarte delicioși și sănătoși, puteți să-i oferiți și bebelușilor. Ideea e că aluatul trebuie lăsat ușor mai moale decât l-am lăsat eu, pentru a fi și ei mai moi. Sau să folosiți cantitatea de făină pe care am spus-o eu, dar o portocală mai mare sau două mai micuțe dacă aveți. Eu am avut o singură portocală și de aceea am folosit-o aceasta. Dar dacă aveți două portocale de mărime medie sau una mare, atunci este ideal. Sper că vă place ideea aceasta de biscuit și că veți încerca această rețetă. Să aveți o zi bună, copilași sănătoși și mâncăcioși. La revedere!